Ce ți-ar place să fie și aici, dar ai văzut în altă parte? De exemplu, Italia e mai puțin mai mare decât România și așa. Acolo sunt mai multe locuri de văzut și destul de frumoase. Da, pe aici prin țara ai călătorit? Da. Și unde îți place cel mai mult? Sau ce te-a impresionat? Mie îmi place foarte mult în Bistrița, în orașul meu natal. Și pe viitor, așa, cam cum te gândești? O să pleci de tot sau doar în călătorii? Doar în călătorii sau depinde unde, spre unde o să mă îndrept. Dar ți-ar place să trăiești aici în România sau? Da, ar fi rău. Ai avea cu ce să ajuți pe cei din preajmă, așa, să le o ducă mai bine. Cu ce ai putea să-i ajuți? Păi, mai învățăm și la școală că e bine să mai ajuți și pe săraci. Cum ei n-au avut ocazia să se nască cu atâția bucurii cum am avut, de care am avut parte mulți dintre noi. Care subiecte ți s-au părut mai accesibile, la română sau la matematică? La matematică. Îți place așa mai mult matematica? Da. Și mai ai colegi de la școală care au venit aici? Da, o fată, cred că a terminat, nu știu, a fost în alte sale. Dar voi ce clasă sunteți? A treia. A treia? Da. Și supravegherea a fost strictă? Ion Doico! Da. Și pe viitor așa te accesezi pe ceva anume sau? Cum adică? Adică pe viitor, ce ți-ar place să fii? Cercetător sau? În ce domeniu ți-ar place să fiu actor. Actor? Da. Și crezi că cum te ajută concursurile astea la care participi? La minte, să mă dezvolt la cap. Dar ce fel de actor ți-ar place? În ce ți-ar place să joci? În seriale sau în filme artistice? În filme de aventură. De aventură? Da. Îți place să călătorești? Da. Și dintre locurile pe care le-ai văzut la televizor, ți-ar place într-un loc anume să ajungi? Să film, sau să filmezi, de exemplu, un film? Unde? În ce mediu ți-ar place cel mai mult? La munții Bucegi. În Bucegi? Da. De mult particip la asemenea evenimente. Nu, este prima dată. Și ce te-a determinat să vii aici la concurs? Păi, îmi place foarte mult literatura, matematica, a început de mult să-mi placă și deoarece doamna învățătoare spune că am aceste calități, ea a dorit foarte mult să mă înscrie și eu, desigur, am vrut să vin aici să văd cum e. Și așa, ca primă experiență, cum ți se pare organizarea și mediul? Este frumos, mi-a plăcut foarte mult și cum a fost organizat și cum va fi. După câte ne-a spus, numai drumul a fost mai lung pentru că el sta puțin mai departe. Dar în rest, totul. De unde ai venit? Din Bistrița. Localitatea Bistrița. Și în ce moment ai decis să vii la concurs? Cât timp te-ai pregătit pentru asta? Păi m-am pregătit în jur de o săptămână și ceva, când am aflat de concurs. Și unde au fost subiectele mai grele, la română sau la matematică? Mie mi se pare puțin la matematică a fost o problemă mai încuietoare, dar la română mă știu mai bine și nu mi s-a părut așa de greu. Și cum ți se pare timpul de rezolvare? A fost de ajuns o oră sau ar fi fost nevoie? Două ore și ceva ne-a lăsat. Mie mi se pare un timp foarte bun și am avut timp să rezolvăm întocmai toate exercițiile. Și din clasa ta ești singura care a venit la concurs? Da. De unde veniți? Din Cepari. Cepari. Și sunteți singurii din clasa voastră care ați venit? Mai avem un coleg. Și când s-a făcut selecția pentru concursul ăsta? Săptămâna trecută. Deci timp de o săptămână v-ați pregătit? Da. Și pe viitoare vă poate ajuta concursul ăsta? Da. Cum? Și anul trecut am fost. Da? Da. La tine pentru prima dată? Nu. Dar cine a fost? Colegul care este acum este pentru prima dată. Da, amândoi sunteți la a doua participare. Da.
Care sunt greutățile și care sunt mulțumirile de a fi director de școală și mai ales în asemenea perioade când se organizează evenimente deosebite? Dacă ai colegi și mobilizare, experiența contează. Eu am făcut o încălzire cu testele de evaluare, cu capacitatea, sunt în domeniu, am vechime mare, le iau de la bun început, îmi place să le pun, să le ordonez, așa că experiența, am lucrat singur cu un grup de copii, mi-am format o echipă și sunt mulțumit. Deci experiența contează enorm. Având în vedere și experiența dumneavoastră în acest domeniu educațional, de-a lungul timpului, ce ați observat apropo de competiții? Există participare sau începe să diminueze interesul? Vă spun, în urma noi am căutat să facem o concurență, deci fără subiect, fără nicio influență. Deci să învingă cel mai bun și fără influență. De-a lungul timpului, pentru a avea gradația, adică prestigiu, s-au încercat să se facă anumite posibilități. Noi așa în fel ne-am organizat, împreună cu directorul de concurs, numai noi doi am subiecte, l-am xeroxat, deci totul să fie în secret, să n-aibă acces nimeni. Nu e just, nu e frumos ca cineva să știe subiectele dinainte și pe urmă să vină. Copiii simt acest lucru, simt că influențele și nu este bine. Se pierde din competiție și atunci pe parcurs examenele devin banalități. Da, e concurența în general. Și apropo de copii, cum simt ei acest spirit competițional? Li se mai dezvoltă sau începe? Da, le place foarte mult să concureze, le place să fie antrenați, mai ales că e română și matematică, probele pentru concurs, le place. Și s-au înscris destul de mult. Am avut solicitări mari, dacă promisiunile din 2004 ale politicienilor se transforma astfel, clădirea veche să fi fost reabilitată, aveam spațiu. Nu acest spațiu numai pentru clasele 1-4. Dacă aveam și aici, era mult mai bine, era o desfășurare mult mai amplă. Și mai mult nu ne-am putut permite, decât 180 era capacitatea, 22 ori 9 săli, 180, deci suntem aproape. Mai aveam vreo 20 de locuri și eram plini. Ce speranțe aveți pentru viitor în legătură cu acești copii și în general cu cei care participă la competiții de a rămâne și de a-și folosi influența pentru a îmbunătăți viața în această țară? Tot rămânem la ideea competență și competențe. De fapt, un lucru care mă nemulțumește. Nu totdeauna pătrund cei mai valoroși. Încă se recurge la relații, la pile. Întâi se caută omul, pe urmă se face concursurile. Dacă se aude că se face un post și este pretendent, lumea nu mai participă. Deci, cam ce vreau să spun mai înainte, nu trebuie să se cunoască rezultatul dinainte. Cel mai bun ca în sport trebuie să învingă, fără influență dintr-un arbitraj, corector sau ceva. Deci asta este cel mai bun, copilul să simtă propria lui putere. În momentul în care vede că e lăsat să copieze sau e lăsat, dispare și prestigiul dascălului și elevul. Elevul își dă seama că poate fraieri și crede că se poate descurca mult mai ușor. La nivel uman, credeți că în viitor se vor forma minorități ale celor care studiază și care își dezvoltă vocabularul și care își folosesc mintea la o capacitate mai mare decât ceilalți? Pentru că, din câte observăm, generația tânără mai mult e cam fără casă, toată ziua cu nasul în ecran, în calculator, pe când aici vedem un alt fel de tipologie umană, cei care mai învață, care își dezvoltă vocabularul, care știu să exprime. Cum credeți că va fi situația în viitor? Așa este, ați sesizat bine problema actuală a tinerilor și a elevilor noștri în general, stând atât de mult cu ochii în internet, pe calculator și practic, dacă intrăm și câteodată și discutăm și noi cu ei, vedem, nu mai vorbesc corect, nu mai scriu corect, dar nu cred că trebuie să disperăm, optimismul meu este incurabil. Faptul că am văzut acești elevi și auzindu-i acum la ieșire cum discutau probleme legate de limba română, de felul în care au abordat subiectele, nu cred că va... și cred că după ce vor da cu capul între ghilimele, își vor da seama că, de fapt, nu poate să fie informatician foarte bun fără să vorbească corect, doctor, inginer, deci a vorbi corect românește este o datorie pentru noi și profesorul de limba română, să știți că fac treaba aceasta și în județ și la nivel de țară și eu sper că va crește numărul elevilor. Având în vedere că suntem la o limită a vârstei destul de